Consilierul municipal Sandu Ștefan acuză politizarea instituțiilor din Timișoara. Motivul pentru care face acest lucru este o listă unde apar nume ale angajaților Colterm care anunțau că participă la mitingul USL. Astfel, un șef de la Colterm a transmis o listă cu 34 de angajați care urmau să meargă la demonstrație, împreună cu numerele de telefon. Faxul a fost transmis în timpul orelor de program, cu o zi înainte de a fi organizat protestul. Este un fax trimis din cadrul Coltermului, de pe un număr de fax ce aparține Coltermului, în timpul programului de lucru, în ziua de vineri 27. În jurul orei 11:30. Probabil era destinat organizației PSD. Bănuim că în vederea justificării activității de propagandă în cadrul instituției. Viceprimarul Sorin Grindeanu spune că nu încurajează astfel de activități și nu știe nimic despre acest fax. Nu, eu am făcut, în primul rând am fost organizator, dacă vă referiți la mine în mod direct. În al doilea rând, organizator a fost USL-ul, nu PSD-ul. Sigur, am făcut parte din așa ceva. Noi am solicitat către fiecare organizație locală a noastră, către fiecare organizație de cartier, astfel încât să avem o cuantificare, nu către instituții. Restul sunt, repet, mă așteptam la mai mult de la domnul Staficiuc. Primarul Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, a cerut să primească o copie a faxului.